Bună seara! Bună seara, oameni buni! Ce faceți? Merge, merge. M-a dat o eroare la început. Ce faceți, măi? Cum rezistați? Cum rezistați în momentele astea ciudate? Mă aud bine? Mă aud. E, a mai venit o seară de podcast. Sincer, mă abțin să nu fac în fiecare seară, dar am zis că totuși să nu uzez internetul cu podcastul meu. De astăzi, după cum vedeți, sponsorul oficial al podcastului este F64. Am vrut să zic eu F64. F64 pe moldovenește, așa. În seara asta l-avem Daniel Chine invitat. Chiar sunt curios de povestea lui. Nu-l cunosc personal, nu m-am întâlnit niciodată cu el să dau mâna, dar am auzit multe despre el așa prin jurul meu și chiar sunt curios ce are să ne povestească. El mi-a zis că nu prea ar vrea să vorbească despre el, dar n-are încotro, așa că voi ce faceți? După cum ați văzut, am postat astăzi o, nici știu cum să-i spun, o mică, un text prin care sfătuiesc mirii să ia în considerare reprogramarea anunților cei mai mulți din prima perioadă a sezonului, dacă Doamne ajută să nu țină prea mult nebunia asta. Se pot face nunți și în timpul săptămânii, nu știu dacă știți asta, dar există și varianta asta. Bună seara, salutare! Ia uite, Paul, e primul. Salutare, dragilor! Voi ce părere aveți de treaba asta? Din nunți în timpul săptămânii. Știți doar când afară se practică. Sunt zone în România unde se practică. Vorbeam și cu colegii din Iași. Avem noi grupul nostru despre chestia asta și una, părerile sunt împărțite. Unii zic că da, unii zic că nu, că n-ar fi ok, că nu vin oamenii, nu țin timpul săptămânii ca la țigani. Păi, nu e vorba de problema asta, e vorba că există opțiuni. Salutare! Există opțiuni. Că la urma urmei, cine vrea să-și facă nunta și cine vrea să vină la nunta omului, vine și în timpul săptămânii. Nu-i ca și cum trebuie să petreci două nopți, două zile și două nopți în continuu, știi? Stai că ediție specială la ProTV, bărbă. Ce ediție specială? Numai în continuu. Breaking news, ediții speciale și din astea. Astăzi am reprogramat nunta de pe 9 mai pentru vineri 3 iulie. Și vinerea e o opțiune, dar gândiți-vă că s-ar putea să aglomereze la voi foarte mult. Adică dacă toată lumea duce nunțile spre iulie, august, septembrie încolo și o să aveți vineri, sâmbătă, duminică nunți, cei care fac dubluri, nu știu dacă o să vă fie prea bine fizic. O să fie un pic cam obositor. Așa, dacă am avea nuntă marți sau joi, ai o zi între, te odihnești. Uite, în Maramureș se fac nunți din iulie până în septembrie non-stop și nu-ți țigani. Nu mai folosesc cuvântul ăsta. Așa este. Bine, în Maramureș, în anumite zone, se fac nunți în timpul săptămânii, încât știu că se întorc, cel puțin ce mi-au mai zis alții, se întorc oamenii din străinătate și vin și chiar nu au alte opțiuni și pun nunta oricând ar fi restaurantul liber, nu contează, știi?
Am avut una anul acesta, marțea, sunt curios cum o să fie. Uite, eu personal cred că o să fie nunți în timp săptămâni, o să fie oarecum obligați să le fac pe stilul celor din afară. Chiar acum dădeam un răspuns, a comentat un coleg la postarea mea pe acolo și spunea că, băi, totuși să așteptăm să nu reprogramezi oamenii nunțile pentru că mai este timp, știi? Da, de acord, dar nu zic să grăbească lumea să reprogrameze nunțile, să gândească la varianta asta, că dacă totuși nu o pui așa oricând, în orice vineri sau orice... Na, au și oamenii preferințe, știi? Dar gândește-te că s-ar putea să nu mai aibă loc, în primul rând, știi? Nu ești tu așa de relaxat că las copul în timpul săptămânii oricând și am tot timpul din lume, știi? Nu e chiar așa. Plus că, na, noi zicem în timp săptămânii, dar unii mai au activitate și în timpul săptămânii, mai au filmări, mai au de fotografiat chestii, deci trebuie discutat și ajuns la un comun toată treaba asta și trebuie luat din timp. Dar, na, să sperăm că nu se ajunge chiar acolo. Oricum, primele din sfârșitul aprilie și mai, cred că sigur se reprogramează. Unii zic să le reprogrameze anul viitor. Na. Important e să gândim pozitiv. Mi-a mai zis cineva că nu e un cuvânt potrivit pentru vremea asta, pozitiv, dar privim partea bună a cuvântului. Și că a gândi pozitiv și a fi optimist nu înseamnă că lasă, domnule, că o să treacă asta, nu o să întâmplă nimic și nu băgăm în seamă, știi, că se întâmplă niște chestii, se întâmplă pe planeta asta niște lucruri și nu ai cum să le ignori. Doar că la modul să fim optimiști și să nu ne panicăm, să gândim că o să se găsească soluții, asta vreau să zic. Băi, să găsesc soluții pentru marea majoritate a problemelor. Gândim pozitiv, am filmat și mormântări, știi ce? Da. Asta e viața. Cine rezervă, aia o să servim. Bine, am spus ce am avut de spus. Haideți să-l sunăm pe Daniel să vedem și el ce părere are, mai ales despre treaba asta. Daniel, te sun. Salutare, Daniel. Salutare. Ești live. Am observat că e delay-ul ăla, că te urmăream și m-ai surprins când ai sunat. Da. Deci nu funcționează treaba asta cu te sun acum și tu să fii pregătit. Uite, nu mi-a zis nimeni treaba asta până acum. Bună seara tuturor. Mă bucur să fiu invitat la tine în podcast și... și sper să fie o discuție din care ceilalți au de învățat. Mă bazez pe tine la treaba asta. Da. Cum le ziceam la oameni, nu am reușit să ne cunoaștem personal, să fim în aceeași cameră, dar am auzit multe lucruri despre tine și am auzit și că, nu știu dacă e de bine sau de rău, că vorbești mult. Deci, la fel, mă bazez pe treaba asta ca ai să spui niște chestii interesante în seara asta și o să avem ce să ascultăm. Plus că ai experiență. Da. S-a strâns un pic de experiență, așa este. De spus ceva util, de vorbit multe una, de spus ceva util e mai greu, pentru că na, oamenii sunt destul de educați și știu deja foarte multe. E greu să mai înveți pe cineva ceva nou în condițiile în care totul se găsește relativ ușor. O găsești căutare pe internet orice, dar știi că mai poți schimba ideile din când în când, știi? Adică omul chiar dacă nu-i pregătit să învețe ceva, dar învață fără să-și dea seama de la cei din jur, nu? Ai dreptate și uite, păcat că s-au amânat întâlnirile astea frumoase, cum era Shootless-ul la Iași. Da. De oameni învață de la ceilalți oameni, nu neapărat de la speakerii de pe scenă, deși și de acolo e întotdeauna de învățat ceva.
Dar s-au amânat și mai bine așa pentru că era un risc major, s-au amânat workshop-uri, s-au amânat multe și în viețile noastre. Sau că am amânat toate, de fapt. Nu, nu. Da, și vorbeam aseară cu un bun prieten care spunea, mă, eu nu cred că e ceva rău ce se întâmplă, trecând peste tragediile familiale și pentru peste dificultățile financiare și peste frică, dacă reușește momentul ăsta dificil pentru întreaga lume să ne aduc aminte că suntem oameni și în jurul nostru sunt oameni, nu e vorba numai despre bani, despre nunți, despre contracte, despre preamărire, prea desăvârșire, mașina din fața blocului și alte prostii efemere. Dacă ne amintește că suntem oameni și trebuie să prețuim pe celălalt de lângă noi mai mult decât o facem acum, n-ar fi rău deloc. Da, dar ne stă în fire, știi, adică când sunt și momente de astea un pic mai dificile, ne stă în fire să facem tot posibilul să alegem varianta cea mai bună pentru noi, în primul rând, și pentru familiile noastre, știi? Că oameni, da, mai scoate la suprafață latura umană, poate problema asta actuală, dar vedem și cât o să țină și unde o să ajungă, știi? Da, știi că apropo de panică și frică și mergând prin magazine la cumpărături, am constatat că nu mai e făină, nu mai e drojdie, nu mai e ulei, dar e foarte multă bere disponibilă, semințe, deși sunt foarte hrănitoare. Nu înțeleg de ce lumea încă nu și-a dat seama că sunt și mai ieftine decât o pungă de făină. Și hârtie igienică. Da, așa este. Nici hârtie igienică. Am fost într-un Lidl mare astăzi și nu mai era hârtie igienică, nu mai era ulei, nu mai era făină, nu mai era mălai, drojdie, nici mai vorbesc. Și mă întreb cât poți să stochezi și când se termină ce faci? Te duci la vecinul sau la o rudă sau te duci la aproapele tău și rogi frumos să te ajute. No. Deci, până eu chiar sunt curios când o să termine toată nebunia asta, că o să termine la un moment dat. Știi că după aia încep să apară, nu știu, câte un documentar, câte un articol care rezumă toată treaba asta. Și eu sunt foarte curios care e concluzia, care a fost cu, cel puțin la noi, cu hârtia igienică, cu făina. Hai, cu făina pot să înțeleg, știi? Chestiile astea sociologice sau cum s-ar denumi ele, știi? Care sunt explicațiile? Pentru unele lucruri sunt, adică nu prea văd nicio explicație, adică cu hârtia igienică, what the fuck, de ce, așa, care pentru a fost efectul de turmă? Sau? La un moment dat s-a spus că unul din efectele nedorite ale îmbolnăvirii virusul ăsta este nevoia de hârtie igienică mai des decât de obicei și oamenii au, nu, și televiziunile în goana după senzațional și pe bani până la urmă au exploatat chestiuța asta ca pe ceva. Și na, oamenii care sunt oameni și sunt în diverse, nu știu cum să spun, oamenii înțeleg lucrurile diferit și pe noi ne miră în continuare de ce unul crede că are nevoie de atâta hârtie igienică, dar așa a crezut și are dreptate fiecare în felul lui și n-ar trebui să mai judecăm atât de mult, ci să înțelegem că... Na, nu judecăm, eu doar sunt curios care o să fie... După ce trage linia, care o să fie concluziile, știi? Chiar sunt curios. Sigur o să apară tot felul. Documentare garantat. Că sunt acum, cred că, echipe care filmează în continuu și la urmă o să le pune cineva pe foaie și o să vadă adevărata, adevărul sau na, cum s-a chema. În societatea noastră de vest, așa să-i spunem, nu a mai fost de mult o traumă atât de mare socială și sociologii, da, au multe de învățat de aici. Au acum material de... trecut ceva timp. Da, e dificil. Dar hai să ne întoarcem la lucruri mai vesele, mai bune. Mai vesele, Daniel, la tine ne întoarcem. Da. Poți să ne spui, eu cel puțin sunt curios, ți-am zis că așa întreb pe toți invitații mei, să ne spună pe scurt sau pe larg, cum vor ei, povestea ta ca fotograf de eveniment, de neeveniment, de orice. De unde ai început? De cât timp faci fotografii? Când ai pus prima oară mâna pe un aparat? S-au strâns vreo 17-18 ani de fotografie de nuntă plătită. Oho. Da, fotografie nu fac de mult mai mult timp de atât. Adică un an, doi înainte am cumpărat o cameră foto și nu e nicio poveste extraordinară. Tata fotografia când era mic pe la școală,
lucrând ca în învățământ, dar nu Da, mai poveste există. extraordinară, adică nu mă aștept să aflu că vezi că eram în război și am găsit o cameră și adică povești firești, știi? Am luat o cameră, am început să fotografiez tot ce mișcă, cum bănuiesc că face fiecare când își cumpără prima dată așa ceva. Da, normal. Și am învățat, am investit în educație fără de vreo țintă comercială. Nu gândeam că o să devin un fotograf care lucrează pe bani. La vremea respectivă eram chiar sociolog. Și la un moment dat un cuplu de prieteni care s-au căsătorit atunci m-au întrebat dacă n-aș vrea să le fac poze și le-am făcut. S-a mai întâmplat odată și mi-am dat seama că nu-i chiar rău. Și de aici, dar întotdeauna cred că drumul a fost clasic și simplu. Un client, doi clienți, n-am făcut treabă rea, Da. Am fost serios. Bătu capul, citisem înainte, exersasem înainte și de aici tot restul drumului ăsta frumos, din care nu a lipsit niciodată educația, nu la un nivel extraordinar, pentru că mă uit și știu oameni în preajmă care au înțelegerea fotografiei și a artei vizuale, în general, cu tot ce înseamnă ea. O înțelegere mult mai profundă, sunt mult mai educați din acest punct de vedere, dar am încercat să le urmez exemplul și să mă bucur de ce acumulează creierul meu, nu însemnând că pun în fotografie tot ce știu, pentru că sunt mult mai puțin priceput în fotografie decât sunt priceput să vorbesc despre fotografie. Am costat atât la lungul timpului. Da. Păi ți-am zis, pe asta mă bazam să vorbesc, da, despre chestia asta. Păi da, mi se pare foarte interesantă și abordarea asta, știi? Adică fotografia ca meserie fizic poți să o duci până într-un punct, dar înțelegi meseria și jobul ăsta mai profund, poți mult mai mult decât tehnic vorbind să faci niște chestii, știi? Mai ales că asimilezi tot felul de învățături pe tot traseul ăsta, știi? La mine, te întrerup o secundă, a fost o întrerupere în live. Sper că totul e în regulă. Nu. Văd că e ok. Totul e în regulă. Da. Dacă s-a suspendat și live-ul. Cum s-a suspendat? Stai așa. Și-o revenit. Da, mine, da, acum merge. Am înțeles că în ultima perioadă, în ultima săptămână, două săptămâni, e un consum foarte mare de bandă și sunt probleme în sensul ăsta peste tot. Mici, mari. Posibil să nu mai facă față serverului. Da, da, zice, da, lumea că a fost o întrerupere. E ok. La mine eu n-am văzut nimic, nicio întrerupere. Apropo de vârsta până la care poți fotografia, în Australia un om drag mie, Rob Hyman, fotografiază și sper să nu greșesc prea mult, dar are în jur de 72 de ani, 73. Și fotografiază comercial în continuare. E adevărat că nu mai merge la nunți pentru că nu mai merge, cred că nici nu mai e căutat ca fotograf de nuntă. Dar cunosc fotografi care fac fotografie de nuntă în România la vârsta de 60 de ani și o fac foarte bine și cu succes comercial. Cred că depinde de căpșorul nostru cât de tineri suntem și cât de tineri suntem percepuți de ceilalți. Sau cât de tineri te percepi tu când ești între oamenii aia, da, mai tineri. Na, mai, mult mai. Am avut momente în care mă simțeam un pic cam obosit. Da, poate, știi, ceva de genul ăsta, parcă nu-mi găseam locul. Mă gândeam că-i datorită vârstii, dar poate erau alte chestii, na, nu știu. Sper că erau alte chestii. Chiar am fost în weekend la un eveniment ca fotograf și un eveniment foarte frumos și mă uitam cu drag un om de 50 de ani care a pregătit un grătar fabulos, acum nu vreau să mă fac poftă, dar fabulos. Și Daniel Barbu știe despre ce e vorba. Fotograf fiind client al meu, având botez, weekend acum, omul ăla la 50 și ceva de ani dansa și se comporta cu mult mai tineresc decât o făceau toți ceilalți de 30 și un pic prin preajmă. Da. Deci se poate, nu? Ține de stare, ține de cum te simți, cum te vezi, cum te percep ceilalți. E un joc, nu cred că fotografia are vârstă, dar nunta e obositoare. Este. Nu are vârstă, dar da, la nuntă te mai dor genunchii, te mai doare spatele, asta ține de fiecare, știi? Mai ales ca videograf, că voi aveți nevoie de un pic mai multă forță fizică, vorbind de steady.
de glycam-uri, de... Da, mai nou s-au micșorat în aparatura din ce în ce mai mult, dar să zicem că da, să zicem. Da, da, eu... o simțim. Da, voi vă doriți asta, ce pot să vă zic? Noi nu, noi ne-am făcut-o cu mâna noastră. Uite, zice lumea, Radio Pătrățele. Radio Pătrățele, da. Oricum mă trece așa un fior când îți aud vocea, știi? Foarte cunoscută. Am urmărit și eu o bună bucată de timp Radio Pătrățele. Mă bucur, mă bucur. Și spune-ne de ce nu mai faci. Mai ales acum, uite, momentul. De ce am făcut-o? Am făcut-o pentru că mi s-a părut funny, cool, cum să spun, nu credeam că o să depășesc mai mult de 3 episoade. Inițial am început audio cu un podcast, realmente și înregistrat, editat, tot de chisul. Dura mult mai mult un material audio înregistrat și editat decât un live în care dacă ai zis-o, ai zis-o. E, nu mai stai să editezi, nu mai pierzi vremea. Nu, e bine, dacă ajungi la editare pierzi o grămadă de timp, o lași așa cum ai dat-o, că da, e mai da, safe. Da. Da. Și nu, de la episod la episod au fost foarte multe, foarte multe. Au fost suflețele acolo în spatele Facebook-ului ăsta care mi întorceau mesaje cum că aș fi fost de ajutor pentru ei. Și lucrul ăsta e extrem de motivant. Garantat. No, să fii de ajutor pentru mine unul înseamnă foarte mult, înseamnă mult mai mult decât a fi considerat eu cine știe ce e priceput în ale fotografiei. Realmente am privit tot timpul cu modestie poziția mea, priceperea mea, dar oamenii au spus că pot fi de ajutor și atunci am tot dus-o vreo 100 de episoade, mai bune, mai puțin bune, mai utile, mai puțin utile, Dumnezeu știe. Sau ascultătorii, Pătrățele și ai tăi, știu. Dar una peste alta a fost o bucurie să întâlnesc foarte mulți oameni pasionați de frumos. Așa cum ești și tu, așa cum sunt cei care urmăresc acum podcastul tău. Și e o comunitate, simți că aparții, simți că nu ești singur, problemele tale sunt și împărtășite și de ei. Găsești rezolvări împreună. Și gândesc că efortul ăsta colectiv și adunarea asta într-un pumn de oameni pasionați de același lucru nu poate să facă decât bine. Da, se mai poate face și rău, exemplu, grupurile care sunt pe Facebook, știi? Că sunt tot felul de grupuri și câteodată începi cu o idee bună, dar se termină prost. Dar chestiile de genul ăsta, exact cum făceai și tu, la fel zic și eu, e foarte ok. Nu trebuie să dai informații, să înveți într-o oră pe cineva ceva, știi? Adică, băi, asculți pur și simplu, îți dă o stare de bine, simți că faci parte dintr-o comunitate, exact cum ai zis și tu. Da. Și lucrurile n-au cum să iasă rău decât dacă vrei tu să iasă rău sau vor alții să iasă rău, pur și simplu. Depinde din ce parte o privești. Nu m-a referit rău, că n-a ieșit nimic rău, ci uneori există episoade mai inspirate. Da, alte ori mai puțin inspirate. Uneori simți că ai spus lucruri bune și trainice, alte ori simți că n-ai fost în pielea ta seara respectivă. Evident, ca și la orice altă, și la nuntă când te duci uneori e foarte, foarte bine. Simți că ți-a ieșit din plin, alte ori simți că nu, parcă ai fi putut face ceva mai bine. Dar m-am oprit pentru că nu viața te permite timp. Nu neapărat, dar viața te duce într-o parte sau în alta și deși cu virusul ăsta ni se pare că suntem stăpâni, a toate stăpâni pe viața noastră, nu e chiar așa. Nu e chiar așa, da. Și la un moment dat, nu, prin meandrele astea ale concretului, cum zicea cineva, am simțit nevoia să-mi canalizez energia spre mine, spre proiectele, spre alte proiecte în afară de Radio Pătrățele, care trebuie să miercuri seara, 2 ore, cam atât lua, dar energia consumată, nu știu dacă ai constatat, pentru mine, unul, energia consumată, în schimb, era imensă, mult mai multă. Timpul alocat fizic și nu mă pregăteam, nu-mi făceam teme înainte, cine știe ce. Păi nici eu, na, că m-ai întrebat și mine care subiectele, nu știu, vedem pe traseu, că e mai ok așa, dar tot consumi un pic mai multe energie decât
un om care ascultă pur și simplu. Absolut. Ei, și am încercat să-mi simplific un pic viața și să dau la o parte ce nu mi-e absolut necesar. Ca urmare am spus un pic pauză sau stop definitiv, nu știu încă să răspund la întrebarea asta. Nu se știe niciodată. Nu se știe niciodată, dar deocamdată am alte lucruri în plan, între care confecționez ceasuri de lemn împreună cu Renu. Am văzut, da. Ceasuri, multe chestii. Da. Există viață după fotografie. Cum se cheamă? Would me? Would be, uite să scriu. Would be.ro. Și faceți multe nebunii de astea. Da. E o bucurie, e un alt fel de un alt fel de a te bucura de căpșorul tău, de mânuța ta, confecționând lucruri care ajungă în casele oamenilor, așa cum ajung și fotografiile și filmările. Și no, e o altă încercare între multele încercări de viața asta. După cum am început și croit un proiect foarte frumos care se numește Shmo. Am auzit de la, dar nu prea am înțeles. Shmo nu înseamnă știu cine că... mi-a zis, Marius mi-a zis parcă de proiectul tău. Shmo înseamnă că dacă ești copleșit de editare, de editare foto, putem sprijini lucrul ăsta. Evident că în perioada asta fotografii și editează puținele lucrări singure ei acasă. E dar... singura lor ocazie acum, bage. Da. Dar foarte nici mișto ce... numele, îmi place foarte mult numele ăsta, Shmo. Da. Ce înseamnă? Păi dacă Shootless a fost Shootless, și gândește mai mult un pic înainte de a apăsa pe buton, aici fiind de partea aia altă baricadă am zis Shoot More. Și tot întorcând-o noi sus și în stânga și în dreapta au ieșit Shmo și a părut simpatic așa. În engleză poate însemna și ușor tâmpițel, așa, retard. Da. Ce mă amuză, știi? Și n-a rămas Shmo. Dacă vrei neapărat poți să faci o legătură și acolo, știi? Da, sună foarte mișto, foarte melodic așa. Shmo, da. E cu împreună cu bunul meu prieten Lucian Andrei, am luat niște fonduri europene și ne-am dotat până în dinți, ceea ce au făcut mulți fotografi. Dar nu știu cât de bine o gândește fiecare. Nu bag mâna foc că eu am gândit-o bine. Dar am tot auzit povești de succes cu studiouri foto dotate, cu echipamente luate prin fonduri, cu ajutorul fondurilor nerambursabile. Da. Și mă întreb, bun, ai un studio fain, dotat cu tot ce nu-ți permiteai să cumperi, de la Profoto la, eu știu, format mediu, la... Dar clienți ai? Păi să zicem că... sunt, adică eu cred că sunt două categorii. Sunt aia care sunt la început și au achiziționat aparatură foarte multă și performantă și sunt aia care deja au foarte multă treabă și au adus un plus afacerii, da. Știi? Tu ce părere ai despre treaba asta de dacă tot ai deschis subiectul? Atunci când e o părere și iau-o ca atare, luați-o ca atare, pentru că nu cred că o singură părere e îndreptățită. E bine atunci când când îți faci un plan de afaceri cu ajutorul acestor fonduri europene, cred că e bine să-l faci ca și cum ai lua banii cu împrumut de la mama. Da, în sens... când faci pentru... Eu nu știu, n-am făcut, nu sunt foarte familiarizat, dar când iei fondurile astea, ei îți cer un plan de afaceri, nu? Ei îți cer un plan de afaceri și de partea aia alta oamenilor care verifică planul de afaceri, sunt niște oameni mai grăbiți, mai atenți, cărora te pasă mai puțin decât îți pasă ție de propriul tău plan. Da. Ei, când care îți... pe foaie poate să arate bine, dar în realitate posibil să schimbe treaba. Poți să păcălești, pentru că tu ești, de exemplu, ești fotograf, vrei să deschizi un studio, poți să-i povestești ăluia care îți evaluează planul de afaceri, astfel încât să-l convingi că va fi minunat. Da. În definitiv și la urmă urmei, pe el îl interesează mult mai puțin decât pe tine dacă îți va fi bine sau nu. Și e bine să-ți faci un plan realist, în sensul în care cu banii ăia să faci bani în continuare. Adică nu cred că e fezabil să te gândești, mamă, mi-am luat un aparat de nu mi-l permiteam înainte. Ia-ți un aparat cu care să faci bani și să trăiești din momentul ăla în viitor sau plătește marketingul pe care nu ți-l permiteai înainte.
sau cumpără-ți competențe, cum ar fi un curs cu marii maestri ai lumii care nu te învață fotografie, dar te inspiră ca un turbojet, știi? E bine să fii atent când apelezi la sursele astea de finanțare, pentru că sunt o șansă mare și trebuie folosită șansa asta într-un mod isteț ca să faci bani cu banii. Păi asta, am mai avut și eu, îți dai seama, discuții cu colegi. Cam la asta mă gândeam și eu, știi, băi, faci treaba asta, dar e interesant e să ai boost-ul ăsta de bani ca să duci business-ul ăsta măcar pe 10 ani de zile, să-ți meargă foarte bine. Ca așa tu ai să ai un boost, că ai scule bune, ai să un an, doi, o să-ți meargă bine, că na, să zicem că scoți un material mai ok. Dar după aia dacă te duci în cap, nu a avut niciun rost, nu, fără niciun sens, nu a avut toată investiția asta și tot efortul. Că îi, efort, am câțiva colegi care au luat și văd că fac un efort un pic mai mare față de când stăteau fără, știi? Normal, normal, trebuie să faci un raport lunar. Păi trebuie da, sunt grămadă de acte, de nebunii. Recunosc că și am fost un pic speriat, dar nu a fost mare lucru. Am făcut planul de afaceri împreună, eu cu Lucian, fără consultanță. Și da, am ieșit pe locul 7, pare mi se, în județ, din vreo 40 și ceva. Sper să nu greșesc. Dar oricum am fost în locurile fruntașe. Gândindu-ne la modul concret, domne, vrem să facem bani pe viitor folosindu-ne de șansa asta. I-am descris omulețului ăla exact cum, concret, care cum și pași, ce, da. Ghiși ce, după planul ăla de afaceri ne-am ghidat în continuare, pentru că așa bine am gândit-o. Deci nu l-am făcut pentru evaluare, l-am făcut pentru noi. Nu l-ai făcut doar să vă dea bani, l-ai făcut real, exact. Da, se întâmplă. Exact. Exact. Foarte faină experiența și nu mi s-a părut deloc dificil, având în vedere beneficiile. Până la urmă, păi, dificil. Dificil le înveți la un moment dat, dar oricum, e ceva în plus, știi? Adică trebuie să o asumi, să nu creadă lumea că ia sculele și gata, după aia... Sau plătește o firmă de consultanță care să-ți facă, și asta e o variantă foarte bună, pentru că nu toată lumea se exprimă cu ușurință, îmbracă în cuvinte, da, niște cifre cu ușurință, plătește o firmă de consultanță, o face pentru tine. Trebuie să coordonezi treaba, să fii, nu să-ți dea ideile de făcut bani firma de consultanță. Tot tu trebuie să vii cu el. Oricum, în fiecare business sunt și multe chestii pe care trebuie să le faci, să le gândești personal. Și degeaba îți zic că e acum, că na, tu trebuie să știi tu cum să te descurci în business-ul ăla. Știi? Așa e, dar e o șansă mare și mai vin linii de finanțare și cred că e o idee bună să ne gândim și la alte domenii de activitate care nu se înscriu neapărat în zona asta foto-video, ci care să ne asigure un venit, cum să spun, fără să trebuiască să punem noi osul atât de mult la treabă. Sunt idei, da, fac, nu știu care, dar sunt. Da. Păi uite că în meseria noastră de weddings e un pic mai dificil să ajungi într-un business de genul ăsta, să nu fii tu personal acolo, știi? Da, one-man show. Păi, știu, dar am auzit de oameni care și-au construit echipă de foto-video, da, crând pe un segment mai jos, așa, ca prețuri. Dacă trimiți trei oameni cu prețuri mai mici decât ai fi mers tu la nuntă singur, tot faci bani mai mulți. Da. Și acasă și numeri, vorba. Da. Acolo cei care știu să facă business. Oricum, eu zic că, și am tot zis-o și o să o zic, că la noi, cel puțin în România, jobul ăsta de weddings, de foto-video, eu zic că încă e la început și se pot dezvolta multe ramuri plecând de aici, de a fi fotograf sau videograf la nuntă, știi? Cum mai nou, uite, că înainte nu era așa cu servicii de editare, foto sau video. Nu prea să, nu concepea lumea, cum adică să dau la altul să-mi fac, știi? Uite, încet, nici acum, dar lumea e conștientă că există, nu apelează, dar sunt serviciile. Spre surprinderea mea, noi când am construit ideea asta, ne-am gândit la fotografii vorbitori de engleză, că alte limbi nu prea știm, nu la cei români. Pentru că făcând shootless, wedding staff, radio pătrățele, am constatat că oamenii sunt foarte atașați de procesul ăsta de finisare a imaginii. Da. Cu mult mai atașați decât de procesul de creare a imaginii bune, părerea mea.
Acum, fără, acum un pic de ironie, dar autoironie, că nu sunt nici eu mare fotograf și nu-mi iese din cameră tot. Dar ar trebui să ne concentrăm poate un pic mai mult și pe viețile noastre și să nu credem că stilul nostru inconfundabil face clientul să ne angajeze. Nu. Eu cred că ultimul lucru pe listă atunci când ești angajat ca fotograf, videograf, este rezultatul concret. Cred că primul lucru pe listă este faptul că ești disponibil, al doilea că te vinzi rezonabil de bine, că lucrezi rezonabil, deci mă refer la un material decent, că ești o persoană empatică care poate fi de ajutor, măcar cu o vorbă, pe tot parcursul angajării și în ziua anunții. Și fotografia, până la urmă, ce Dumnezeu, noi chiar credem că ai noștri clienți sunt experți în imagine, nici noi nu suntem atât de buni încât să discernem între un material și altul. Da. Și știi și tu că dacă afișăm acum un material video sau foto, o să fie 50 de oameni care să zică, mamă, ce tare e, și 50 care să zică, Da, e normal. Cam așa o știm deja. Nu. Cam așa și clienții, da, exact. Noi suntem încredințați că ne angajează pentru sublima și irepetabila noastră valoare în crearea de imagine. Eu cred că alte lucruri sunt în prim plan și de aia ar trebui să ne concentrăm mai mult pe alte lucruri. De exemplu, un fotograf care e copleșit de editare. Eu nu fac acum reclamă că departe sunt modest și nu asta. Contează. Ești copleșit de editare. Ai acasă un partener de viață, eventual un copil, ca să nu mai zic de un job. Și ajungi fie să te îmbolnăvești o țără sau să-ți oboțești ficatul într-un an, doi. Da. Fie să strici o relație cu un partener de lungă durată, fie să-ți neglijezi copiii, fie serviciu, fie toate la un loc. Și asta a fost și ideea. De ce nu ai îndepărta din viața ta atâtea ore petrecute cu fundul pe scaun și n-ai zice, domne, nu e atât de grav că nu a ieșit chiar cum aș fi crezut eu că trebuie să iasă, ci important să iasă decent, corect, calibrat cum trebuie, că avem, vorba aia, am luat fonduri, ne-am luat monitoare, ne-am luat calibratoare, ne-am luat console MIDI, știi? Dar nu la asta, mă, nu la noi, mă refer că există și alți editori. E important să îți eliberezi viața ca să te ocupi de ce e important pentru tine. Familie, căpșorul tău, odihnă, copii, serviciu, dacă ai un serviciu să ți-l faci bun. Știi? Păi da, dar vezi tu că poate unii oameni consideră că nu au lucruri importante, mai importante decât treaba asta în viața lor. Dar există o șansă, având timpul ăsta liber, să descoperi alte lucruri importante. Cum e cu epidemia asta? Avem o șansă să ne dăm seama că ne plictisim fantazii, nu știm ce să facem acasă. Da, da. Spunea o doamnă azi la radio, apropo, dacă sunteți în pare de idei, ce să ascultați așa în surdină când munciți sau când vă distrați? Eu lucrând la Udby, jucărelele astea ale noastre și ceasurile, și ascult Radio România Actualități. Și îți spun, Vasea, că există atâtea emisiuni, trecând peste conotația că e de stat, că e partizana politică, nu știu ce, nu știu cum. Da. În Radio România Actualități am și o foarte bună prietenă, Anca Șurien, foarte bună, așa e numele de brand, sunt emisiuni care te îmbogățesc efectiv, te îmbogățesc intelectual, afectiv, cunoști muzică mai bună, nu manelismele, pardon, toate care se produc în ziua de astăzi, auzi despre o carte în 3 minute, auzi părerea unui om care realmente nu e acolo să facă senzațional și breaking news jos, ci să spună ceva înțelept. E un post de radio și cred că mai sunt și altele, dar n-am auzit de ele, un post de radio bun. N-am mai ascultat de mult radio, nu știu ce să zic. Să ne facem timp. Acolo afli despre o carte și pe urmă te duci să o cumperi și pe urmă ești fascinat că n-ai citit-o până atunci. Sau despre un film foarte bun. Sau trebuie să avem mai multă grijă de noi înșine. Și unde vreau să ajung? Era o doamnă simpatică astăzi care spunea, o doamnă psiholog care spunea, noi nu mai știm
Să trăim cu noi înșine în liniște. Da. Nu Păi, mai să înțelegem știi că așa cum e. facem chestia asta, pentru că ne-am obișnuit cu ochii imobile, vorbești pentru mine, nu e lecția și Da. pentru. Ne-am obișnuit să fim tot timpul conectați. La ce? La fluxul de știri de pe Facebook, serios, ce ați La învățat orice. acolo, în afară de podcastul Vase? În afară de panica pe care ei se creează dacă stai pe Facebook și te uiți în continuu. Da, există cărți minunate, există plimbări minunate, există mâncăruri minunate, există alcool minunat, există, da, orice altceva decât pierdutul timpului, crezând că nu pierzi timpul. Chiar azi vorbeam cu un prieten despre podcastul meu, știi, și spunea că, băi, Vasea, de acum, în perioada asta, ai să rupi, o să bubui podcastul. Și am zis, băi, nu cred. Și știi de ce? Că i-am zis, băi, așa mă simt și eu. Acum avem timpul ăsta liber. Bine, mai avem treabă de terminat, dar aia e mai ok, știi? Dar Da. deodată ne-am pricopsit cu timpul ăsta liber și nu știm ce să facem cu el. Adică avem prea mulți factori pe lângă noi. Aș vrea să mă joc, aș vrea să mă uit la un film, aș vrea să fac altceva, știi, o grămadă de chestii și până la urmă sfârșești prin a face nimic. Dar tot agitat ești, știi? Adică ești așa stresat, băi, ce, să profit cât mai mult de timpul ăsta liber, știi? Când, dacă l-ai avea mai mult, știi, focusezi, cum zici, citești o carte, asculți o melodie, un film, orice, știi? E Oamenii greu. au când au mai auzit părerea asta, dar tu ne ce să citesc, eu ce să aflu dintr-o carte? Și asta seamănă un pic cu ce mi-a explicat mama, mama fiind o învățătoare extraordinar de dedicată copiilor, care îmi spunea, nu e important să afli o informație. Important este să-ți exersezi mușchiulețul ăsta care se află deasupra ochișorilor, astfel încât să știe ce să facă cu informațiile. Știi? Pentru că, Exact. uite, informație. Coronavirusul te transformă într-un mic căcăcios. Ce face omul cu informația asta? Prostii. De Da. ce? Pentru că mușchiulețul ăsta e prea puțin exersat. Știi? Școala te ajută să-l exersezi, nu să acumulezi. Mă rog, există percepția asta a școlii care te pune să... Da, în esență, să În exersezi esență, creierul. da. Și cărțile fac același lucru. Filmele nu neapărat. Că filmele nu-ți dau timp să gândești. Cartea îți dă timp să te întorci la pagina anterioară să o mai citești toată mâna, am înțeles. Și lumea nu prea mai face exercițiul ăsta sau să, măcar să caști gura la frumos. Măcar Pe du-te în... asta poate să o facă fotografia. Da. Filmele, da, exact cum zici, tu nu prea ai timp, doar dacă vrei după aia să meditezi asupra imaginilor văzute. Dar la o fotografie poți, ca și cum ai citi o carte, știi? Te duci în lumea ta, te gândești, te... Chiar vorbeam de diferențele între video și foto, nu mai știu cu cine, știi, că spunea de noi, videografic, avem anumite avantaje, știi? Eu ziceam de Și pe foto. asta. Eu ziceam de Da. foto, că, băi, eu cred că la bază, cred că fotografia are cel mai mare avantaj. Datorită faptului că poți să-ți creezi tu propria ta lume când te uiți la o imagine, știi? Pentru că, Ai timp să exact cum ai zis tu, crezi. ai timp să faci chestia asta, știi? Adică îți permite să îți dezvolți tu povestea, știi? Chiar dacă e pe lângă ce-a vrut omul să Normal, spună normal, acolo. normal. Este un serial pe Netflix, asta apropo de video, un serial bunuț, bunuț, am văzut la episodul 2 și mi s-a părut foarte bun, dar trebuie urmărit cu răbdare pentru că e mai profund decât prostiile obișnuite din media. E un serial despre artă și design. Vai, e Chiar vă genial. invit, da, să aruncați o privire. L-am recomandat și eu, e aur. Sunt acolo povești despre oameni extraordinari în designul modern, în designul Da. zilelor noastre, din care se poate învăța nu numai fotografie, se poate învăța cum să gândești. Gândirea asta, noi, lăsată tot timpul pe ultimul plan, Foarte mișto. click-ul e pe primul plan, firarea. Da. E Am avut foarte tare mișto. tuturor aici. Abstract se cheamă. Ăla. Abstract se Nu. cheamă, da, bravo, 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 da, E abstract. genial. L-am recomandat și eu și anumite episoade, că poate unii n-au timp sau nu vor să uite, dar cel puțin pe Normal. domeniul nostru. Oricum, este un episod chiar cu un fotograf, adică dacă vrei să vezi de domeniul ăsta, nu te interesează designul vestimentar, du-te și te uiți măcar la episodul cu fotograful. Până la urmă, designul este... ce-i design? Designul înseamnă aranjare a unor piese, a unor elemente, a unor instrumente, cum ar fi lumina în cazul nostru, compoziția face parte din...
E o latură, o parte a designului. Nu amestec termenii la întâmplare. Sunt unii puriști care spun că nu, designul e altceva. Nu, domnule, designul înseamnă să faci, să pui lucrurile în așa fel încât să alcătuiască un tot unitar. Că faci design de telefoane, de aplicații, de fotografie, e tot design. Și elementele designului sunt aceleași ale unui design bun, aceleași, indiferent ce, dacă fac design la Woodby, la un ceas. Înseamnă, în primul rând, care-i scopul? Da? Ce rost are rezultatul designului? Că cui se adresează, dacă e funcțional, ce trebuie să facă, cum trebuie să facă, și așa mai departe. Și pe urmă, cum îl îmbrac estetic, astfel încât să-i ridic funcționalitatea la un nivel superior. La fel cu fotografia. Care-i scopul? Să-i aduc omului aminte cum era la nunta lui, nu? Asta e întrebarea. Care-i scopul? Asta e scopul. Scopul nu e nici să câștig premii, scopul primordial este să-i aduc aminte omului când o avea mai mulți ani, cum a fost la nunta lui. Ei, cum fac asta? Cu ajutorul unei camere foto, cu ajutorul unei tehnici, da, de utilizare a camerei foto, cu ajutorul unor tehnici de design, care sunt compoziție, iluminare, cu toate subcapitolele, plasare, unde stă camera, unde stă subiectul, din ce direcție, la 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 la, toate înseamnă design. Designul bun e același. O să vedeți, Regula e însă. aceeași. Da. Cum Uite, e? zice Roman Gheorghe Lucian, lucrăm mai mult pentru concurență decât pentru clienți, știi? E așa, da. Și noi suntem și ușor invidioși unii pe ceilalți. În loc să ne vedem la noastre, ne mănâncă și pisma, și râca, și invidia. Nu pe toți, și nu sunt multe cazuri. Dar așa simt eu că oamenii ar putea fi mai buni. Cum Da, e, dar vorba și uite că zi. cum e și cu nebunia asta de acum, știi? Oamenii ar putea să fie mai buni. Adică ar putea să... Tu știi că există un grup în Piatra Neamț, pe Facebook, numit... Ești din Neamț dacă, sau nu știu cum îi Da, rezolvă. cred că în fiecare oraș este câte un grup. Facebook-ul mi-a, deși evit și în ultima perioadă încerc să mă țin deoparte de Facebook, îmi aruncă din când în când pe timeline cuvântări de pe acolo. Te apucă frica. Da, așa e. Dacă te apucă frica, deci oamenii ăia sunt creștini, că biserică își fac cruce, și debitează chestiile alea acolo, te apucă frica. Deci când, să vezi câtă ură împotriva celor care vin din Italia, Spania. Să vezi câtă ură împotriva chinezilor, nemților, englezilor și tuturor. Dar numai ei sunt buni. Eu cred că oamenii nu sunt chiar așa, de fapt, cum îi Păi vedem nu pe sunt. online. Normal că nu sunt chiar așa. Ăia sunt unii, alții sunt buni și tac și nu-i auzim Dar niciodată. nici măcar, nici aia care vorbesc numai prostii și care sunt acolo, adică aia care ne sperie, eu zic că totuși ei în sinea lor nu e chiar așa. Adică, nu știu, online-ul ăsta le dă posibilitatea de a testa, de a se testa pe ei. Băi, dacă aș fi eu așa, oare cum ar fi? Ia să testez eu pe net, ia să mă apuc eu să scriu prostiile astea, știi? Și omul, na, are prea la îndemână mijlocul ăsta de... Da, toți am fost creați buni și acum nu fiecare cu convingerile lui religioase, nu în asta, despre asta vreau să vorbesc, dar până la urmă toți ne-am născut buni. Da. Când am mers la botez și vedem copilașul ăla în cristeniță, ăla e Da. bun. Exact. Da, fără urmă de răutate. E, ajungi tu de-a lungul timpului să debitezi enormitățile, știu că e doar o fază în viața lor, că s-ar putea să învețe și să își dea seama că o făcut prostii. Dar cum să ajungi tu să arunci înspre niște oameni pe care nu-i cunoști? Așa e și în fotografie. Așa am văzut niște discuții uneori. Da. Că te apucă spaima și zici, bă, dar ce aveți, mă, unii cu alții? Ce ți-o greșit, ți-o Da, dat da. în cap? Știi, discuțiile alea, ăla care cere 200 de euro, strică piața. Mă, dar știi tu ce e în viața lui? Știi ce nevoi are? Cunoști tu care-i presiunea pusă pe umerii lui să facă rost de niște bănuți? Sau ai fost vreodată în localitatea lui unde e nasol? Adică e ușor de judecat și ușor de aruncat cu... Asta e, cred că e prea ușor să ne dăm cu părerea și avem la îndemână mijlocul ăsta de online să scriem ce gândim și o dăm foarte rapid înainte să te gândești 2 ori. Cred că asta e, na, nu știu. Dar nu contează. Eu văd, oricum, concurența în sine e foarte ok pentru că, uite, datorită, cum zice și Roman, că, băi, lucrăm mai mult pentru concurență. Dar asta, știi, că ne-a făcut să și evoluăm într-o oarecare măsură.
Că acum am evoluat sau nu, nu se știe, dar ba, eu cred că am evoluat. Fantastic, piața fantastic. De foto, video din România, cred că a evoluat. O evoluat? Păi uite-te, nu, acum fără nicio, și cu toată bucuria o spun, păi acum 10 ani de zile, pozele în sine, sper să nu se supere cineva, dar nu, pozele noastre erau nasoale. Bine, asta datorită tehnologiei... Nu, omule, nu, era nasoale. Lăsa, nu, lasă, nu, tehnologia. Pentru că am fotografiat cu 4 megapixeli, cu 8 megapixeli și crede-mă că făceam albume 30x30 și nu mi-e rușine cu ele, nu că eram mai bun. Dar am băgat foarte mulți bani în căpșorul ăsta ca să înțeleg cum să face și de exact, ce. Exact, ca să înțelegi scopul, cum ziceai. Și n-am fost singurul care a făcut-o. Iar trecând anii, pentru că o grămadă de oameni deștepți cu facultate, care puteau să fie ingineri, medici, orice, stomatologi, ce vrei tu, au intrat în fotografie pentru că au constatat că își pot face un rost, că pot fi destul de liberi. Da, nu? Da. Destul de liberi, că e o viață pe care ți-o... Da. Oarecum, una e la patron și alta e să decizi tu. Evident. Și oamenii ăștia deștepți au împins lucrurile mai departe, au acumulat foarte mult, au dăruit la rândul lor făcând seminarii, workshop-uri, fiecare cât o putut și când o putut. Și de aici piața s-a ridicat fantastic și la video la fel. Păi da, ce porcării se făceau acum 10 ani, 12 ani, oi de capul meu, inimioare care zburau, ziții, deci se... Nu, când te așteptai mai puțin, apărea un porumbel prin mijloc cu imagini de aia. Dar bine mai... și aia, uite, dacă o consider o formă de artă, a fost un curent. Da, este, este o formă de, de exprimare. Exprimare, da. Știi că no, asta e o temă pe care am abordat-o deseori. Diferența asta între artă și chici. Arta e un mod de a te exprima și chiciu e tot un mod de a te exprima. Mm-hmm. Diferența între ele este că nu calitatea e diferența, ci sinceritatea, motivul pentru care te exprimi. La chici te exprimi ca să impresionezi. În artă te exprimi ca să transmiți ceva. Da, asta e singura diferență. Păi uite la arta naivă, care fac copii, știi, care... Dacă nu ești avizat, zici că e un chici, dar stai, copilul ăla a fost sincer acolo, știi? E undeva pe Tate Museum, că apare și apare în serialul de care vorbeam mai devreme, chiar în primul episod, scrie mare dacă ai creat ceva, indiferent că e vizual, că e audio, ci toate formele creației, te poți numi artist dacă ai făcut-o cu onestitate. Da. Dacă ai făcut-o ca să vinzi, să te vinzi, aia nu e artă chici. Și no, chiciu poate fi fabulos de frumos. Copie după un ce pic îți place ție mai mult, este identică cu original din punctul nostru de vedere, la fel de frumoasă, dar e chici. De ce? Pentru că singurul scop al artistului a fost să ne ia banul din buzunar. That's it. Nu a vrut să ne transmită fix nimic din punctul lui de vedere decât că gave me your money. Interesantă perspectivă. Da, da, e cam singura, să știi, după, i-am căutat mult, mult, mult diferența asta sintetizată și mi-a explicat-o un mare fotograf român în fața intrării într-o crâșmă, așteptând să stăm pe vorbă la obel. Păi și aici ajungem la întrebarea, ce părere ai despre... fotografia de nuntă din zilele noastre acum, pe lângă evoluția pe care na, au avut-o și au venit, poate firesc sau cu efort, na, nu se știe. Crezi că e capăt de linii unde s-au ajuns? De fapt, hai, nu fotografia de nuntă românească, pe plan global să vorbim. Cât cunosc, că nu, pot să vorbesc doar din părerea ce... Părerea ta. Da, evident, întotdeauna... când deschidem gura, e părerea noastră. Cu excepția cazului în care trebuie cineva cât fac 2 plus 2, acolo nu e părerea. Da. Doar am învățat. Eu cred că fotografia, eu cred că exprimarea umană n-are limite și capete și nici început, nici sfârșit. Uh-huh. Fotografia e o formă de a te exprima. De-aia viitorul fotografiei va
se va modifica doar din punct de vedere tehnic, dar esența să e știi, aceeași. Esența este înghețarea unei clipe, imortalizând clipa respectivă cum am crezut noi de cuviință și tot noi am decis care clipă rămâne imortalizată. Lucrul ăsta nu are cum să se schimbe, dar tehnica ne va permite reacții din ce în ce mai rapide, lucru în condiții extrem de dificile în prezent. Da? Probabil că o să ajungem cu o cameră foto pusă undeva față, facem un click cu ochiul, nu știu unde să va ajunge, dar cred că vom renunța în scurt timp la cărămizile astea pe care le cărăm. Deja lucrăm cu mirrorless mult mai mici și mult mai ușor de cărat după noi. În schimb, ca nivel al fotografiei, cred că eu cred că în ultimul an, un an jumate, oamenii au început să, la nivel mondial și în România, au început să se întoarcă un pic spre menirea fotografului de nuntă. Au început să pună mai mult accent pe onestitatea exprimării, lăsând la o parte cuceririle prin intermediul perluțelor puse în fața obiectivului, telefoanelor care reflectă cerul și altor trucuri interesante vizual, dar care transformă realitatea într-un spectacol destul de ieftin. Și clienții au început să miroase că se poate să fie foarte, nu știu cum să spun, banal de cinstit. Și că până la urmă, Vasea și eu, noi fotografii de nuntă și videografii de nuntă, prea puțin am folosit serviciile unor fotografi de nuntă sau videografi de nuntă. În sensul în care, când le primim noi înșine, pe creațiile alea sofisticate, nu știu cât de mult ne simțim reprezentați în ele. Asta da. Nu. Și atunci, ușor, ușor, foarte mulți fotografi și români și din afară s-au întors pe onestitatea asta exprimării. Adică, bă, hai să lăsăm realitatea să vorbească. Evident că decupez din ea și dau la o parte ce nu e, ce e în plus, ce nu e util, ce poate nu e așa frumușel, dar nu o falsific. E ca și un curent de artă, știi? Adică ține și de influențe, știi? Și normal, de ce cere piața, știi? Apă și este un... Dar fotografia ca rol, ăsta e. Dar întoarcerea la simplitate, care cam ăsta e rezumatul din ce ai zis, cred, nu cred că o să se întâmple vreodată. Adică și o să rămână așa. E la fel. Cine știe cum ca o să... Ca și moda, știi? Să, da, nu știu, revine la niște chestii care pot fi mai simpli și... Dar esența e aceeași, dar se schimbă foarte mult, știi? Deci, eu așa cred. Îmi permite o comparație între Lady Gaga și... Irina Login. Da, mă rog. Da, am fost cu Doru, cu Doru Iacovescu la o nuntă și pe scenă vine Irina Login. Cu Doru eram, dar cred că da. Și zice Doru, zice, fii atent. Și ridică camera, pe vremea respectivă camerele au un pic mai mare așa. Și ridică camera, ia pe scenă, ține pe ea așa toată melodia. Înțelegi? Începe următoarea melodie și Doru tot îmi făcea cu ochii. Eu nu înțelegeam ce urmează să se întâmple. La un moment dat Irina Login lasă microfonul jos și zice: bă, băiete, ia camera pe mine că mă emoționez. Dar melodia curgea în continuare, deci femeia, playback total la tută. Și-aș uitat prostuța că... a mai fost martor și eu la momente de genul ăsta. Știi? Da? Nu știu, da, dacă era Irina Login, dar tot așa, măi băieți, dar fix așa, măi băieți, mai lasă-mă. Da, mai venit tot anti din asta vestită, da, nu mai amintesc numele, dar e vestită și cântă frumos, Doamne, iartă-mă. La mine parcursul nu ți-e, fă-mi o poză. Cu mireasa lângă ea era, știi? Fă-mi o poză. În mijlocul oamenilor acolo... Dai seama, m-am uitat la ea drăgăstos, așa am dus camera loc și am făcut un click. Lumină laterală, lumină de accent, blitzurile la 5 metri, noi și rău. Adică noi și rău. Încadrată bine, boost, cât să nu fie maldăr de oameni în preajmă, așa. Dă să văd. Doveam ca și ea. Întorc camera, îi arăt. Băi, băieți, vă să faci poze și poze asta, vei băieți. Așa cu fit-o în momentul ăla, nu spun. Ei zic și în glumă, așa, o tratează păi, da, momentul ca pe un... Mare, nu era glumă. Ea nu înțeles gluma. Uite, întreabă... Ce?
Avem o întrebare aici de la Ana. Da. Cum ți-ai creat un stil propriu? Ai și ce ne poți transmite prin fotografia ta? Ioi. Ana, eu nu cred că poți să-ți creezi un stil propriu. Sau altfel spus, cred că e mai ușor să lași stilul ăsta să se nască liber, să-l nu-l accepti. Împinge tu cu forcepsul, pentru că va fi un stil care nu e al tău și care s-ar putea să nu-ți mai placă peste un an. Respectiv, editările colorizate, nu știu cum, mă refer la fotografie și la video, nu mă bag, s-ar putea ca peste un an să nu mai fie la modă, să nu mai placă nici ție. Stilul garantat. Vine de la tine însuți. Dacă ești un om vesel și energic și te lași purtat de chestia asta, fotografiile, o să vezi că în general au subiecte vesele, energie, ești mai receptiv la latura asta umană, la exprimarea veselă. Dacă ești un om precis, exact, vii din inginerie, îți place matematica, vei constata că stilul tău este unul în care compui mai atent, lucrurile sunt mai banale ca dinamică, sunt mai statice, poate. Eu zic, acum dau niște exemple, poate puierile. Lasă stilul să se nască singurel. Și ce transmit imagine? Sper din toată inima că fotografiile mele din prezent, măcar unele dintre ele, că toate sigur nu, transmit faptul că omul a fost acolo și a făcut chestia aia și s-a simțit în felul ăla. Și atât. Nimic mai mult. Sper că exprimă atenția mea și dedicarea mea de a fi acolo și de a face click astfel încât omul să primească cum s-a simțit, cum arăta, ce a făcut și nimic mai mult. Asta ar trebui să fie sau asta e la tine asta mai mult? Asta îți dorești eu. Tu. Asta îmi propun eu. Încerc să dezbrac fotografia de tot ce înseamnă Daniel. Bineînțeles, o compoziție rezonabilă care să pună în valoare omul sau acțiunea sau momentul, subiectul fotografiei trebuie să fie pus în valoare de compoziție și de lumină și de instrumentele noastre, cum ar fi diafragmă, da, poziția da. Camerei, shutter speed, etc. Tot arsenalul nostru, pensulele noastre. Ala? Și atât. Adică sper să nu se vadă că eu am 44 de ani, că nu prea mai am păr, să nu se vadă că uneori sunt meditativ, alteori sene. Nu vreau să se vadă, vreau să se vadă pe el însuși, să zic, ia uite-te mă, ia uite ce frumos eram, ia uite, ții tu minte. Asta da, asta e valabil la fotografia de eveniment, în special nuntă, da, sunt de acord cu varianta asta. Dar în rest, nu știu, altfel privești lucrurile, știi? Depinde ce fel de fotograf ești sau vrei să fii. Dar normal. Și fiecare are voie să facă orice. Da. Fiecare are voie. Adică nu, pentru, nu are eu unul nu mi-aș angaja decât un om care să mă privească așa cum văd eu lucrurile acum în momentul ăsta vieții mele. Dar ești de acord cu un client care are 25 de ani și un fotograf care are 25 de ani ar vrea ca viața să fie mult mai frumoasă decât e în realitate. Și da. Atunci încape Photoshop, încape colorizare, încape nu știu. Totul e să te gândești că fotografiile alea nu sunt pentru momentul ăla. Mm-hmm. Este pentru un moment în care s-ar putea să nu-ți mai placă colorizarea. Posteritate. Photoshop-ul, să nu-ți mai placă lucrurile astea. Și nu mai poți schimba nimic. Da, vezi că uite, de multe ori am fost împinși și pe foto și pe video. La fel, să mergem cu trendul și să venim cu chestii noi, care obligat, forțat, ajungi și la sticluța pusă în fața obiectivului și alte chestii. Că oamenii, cum ai zis tu, la mulți clienți, să zicem, de 25 de ani, ar fi o vârstă medie, caută chestii noi sau vor lucruri care nu sunt. Asta ce spui tu ar fi ideal să pozăm și să filmăm la clienți care deja au trecut un pic prin viață, au vreo 40 de ani și nu mai vor chestii complicate. Omule, vreau chestii simple și să mă arăt exact cum sunt eu. Dar clienții sunt majoritatea la 25 de ani, care vor eu luna știu. De pe cer. Majoritatea au golit Lidl-ul de hârtie igienică. Știi? Depinde acum tu ca fotograf sau videograf sau decorator sau ce Dumnezeu mai sunt slujbe pe la nunți, cu ce fel de client vrei să lucrezi. Și atunci, da. Vrei să lucrezi cu cel care și-a cumpărat toată hârtie igienică? Apoi,
colorizezi și photoshopezi și faci lucrurile stridente, că aia e lumea și nu o judec. Da, astea sunt vremurile, așa e. Și eu am fost odată la fel, probabil, sper că nu ar fi. Nu, am fost cu siguranță și eu la fel, evoluăm. Important e să ținem minte că nunta, botezul, nu-s pentru acum. Exact. Și pentru mult mai încolo. Mi-o mai place ce am făcut? Altfel spus, fotografie miri astăzi și ne cheamă la botez peste 5 ani și intrăm în casă și vedem albumul nunții lor. Vomităm, îl iubim la fel de mult. Pentru că peste 5 ani și noi o să fim mai înțelepți și ei o să fie mai înțelepți, dar ăla rămâne la fel cum l-am făcut. Da, da, așa este. Și te mândrești și arăți colegului eventual cu, uite, l-ai făcut din mine sau... Sau simți bucuria aia, mă, am lăsat în casa omului ceva chiar onest despre el, nu despre mine și nici despre piața care era atunci și despre trendul de atunci, despre moda de atunci. E greu de făcut, pe curaj și e adevărat, majoritatea clienților nu-și doresc așa ceva. E greu să te menții cu... gândind așa, știi, pe piață. Dacă vrei să faci din asta un business care să nu să meargă 10 ani de zile, că nu o să meargă, că se schimbă multe lucruri, dar care să bubui 2 ani, 3 ani, da, să rupi, știi? Și uite, zice bine Roman, poți să faci acele cadre cu biluțe? No, eu l-am folosit, am folosit ca exemplu, deci n-am absolut nicio problemă, fiecare face fix, oameni buni, ce vrea, deci nu judec. L-ai folosit că e mai actual, poate, nu? Un exemplu ca să fiu mai ușor de înțeles în ceea ce... În ce prostii citez eu aici, nu? Și, Paule, nu m-am îngrășat, nu, nu. 81 aici, mă vârt, depinde cum gătești terenul în fiecare seară. Ce zice Roman, e valabil și la video, că eu nu știu dacă, nu cred că am avut gândirea asta la început, dar poate am ajuns aici. Clipul este să-l faci pentru a impresiona acum, da. Iar filmarea lungă e exact... să rămână, să se uite omul și peste 10-15 ani și nepoții la ea și să nu vomite, exact cum ai zis tu, mi-a plăcut exprimarea. Trebuie să fim și comerce, trebuie să și vindem, total, da, de acord, da. Dar materialul clientului trebuie să fie despre client, cu excepțiile de rigoare comerciale. Problema e că noi ajungem să vedem online numai comerț. Pe aia, da. Și, și la workshop-uri și la întâlniri, tot acolo văd fotografi, urcă pe scenă și pun un slideshow ca să-i cunoască lumea și numai cu bum, bum, bum comercial. Foarte rar vezi ce dau realmente clientului. Poate și... cu ziceai că s-a revenit un pic sau s-a ajuns la o formă de simplitate, poate e și datorită workshop-urilor și a conferințelor și a expunerii la urmă urmei, știi? Adică și videografii își pun un clip și așa, dar între timp a început să se mai arăte și filmul lung, să mai arătăm între noi, știi? Și mai multe fotografii și poate de asta oamenii înțeleg că, băi, nu-i doar despre clipul ăla comercial, e vorba și de treaba asta simplă, știi? Poate de asta ai văzut tu că pe piață a început un pic lumea. Poate existau și înainte, dar nu apăreau nicăieri, nu se vorbea deloc. Probabil. Și mă uit și la... și competițiile promovează tot spectaculosul. De dragul spectaculosului, adică sunt atât de multe imagini în care te întreb, Dumnezeule, dar despre ce e vorba în poza asta? Că nici mireasa nu e vizibilă, nici mirile, nici relația dintre ei, nici vreun moment de la nuntă, e numai show. Și e ok, dai chici. Adică să nu uităm, știi? Vindem cu el foarte bine, dar să nu cumva să uităm că-i chici. Adică singurul scop al acelei imagini este să șocheze privitorul pentru like, bani, etc. Atât. N-am transmis nica de la noi la ei. Nica. Da. Posibil, normal. Ceea ce e ok. Să nu cumva să creadă cineva că eu fac altceva. Nu contează. Dar e fain să vorbești despre asta și să fim onești măcar noi cu noi înșine, că suntem în bucătăria noastră. Avem luxul de a ne da cu părerea, nu ne trage nimeni de urechi și ne permitem să facem asta, adică nu e nicio problemă. Cu toate că mai nou avem sponsor F64, dar am mână liberă să spunem ce vrem. Da, no, dar și la F64 oameni, adică no, de-a lungul anilor au fost și pentru mine un sprijin și pentru mulți un sprijin.
Și acum, deci fără nicio urmă de spălare, de vai de mine, că e sponsor și nu. La F64 a fost tot timpul la marketing, oameni cărora le-au păsat de oameni, de fotografi și de videografi. A fost tot timpul sprijinită creația de educație bună, adică numai dacă te uiți pe blogul F64, păi e o sursă acolo să vezi fotografie bună, oho, că o fi și unele mai, no, ca orice conținut variază, dar în general, Da, intenția normal, ce caut. foarte bună. Domnul care conduce F64, Marian, un om care a fost tot timpul foarte aproape de mie mi-au lipit niște trigăre, înțelegi? Cu LED-ul, acum, Așa era de dedicat la sâmbătă dimineața, n-avea program, o venit special, știi? Și au rămas la fel de aplicat, cu toate că lumea no, mai judecă, dar fiind o firmă mare cu costuri mai mari, mai judecă, domnule, da, găsesc mai ieftin. Păi normal că într-un garaj e mai ieftin să vinzi decât într-un magazin, unde ai Da. și expertiză, și educație, și condiții, și o cafenea bestială, dar nu, deci nu e, mie îmi plac oamenii, no, ce să zic, tot timpul, fan. Eu sunt la început de drum cu ei, o să pot să sper să spun și eu aceleași lucruri peste ceva vreme. Da, uite, comentarii foarte bune. Roman, îți mulțumesc și mă bucur să te cunosc. Nu cred că ne-am auzit până acum. Regele îi denumit Regele, să de la trăiască. Roman George Lucea, Gheorghe Da. Lucea. No, foarte bune. Și zice aici cromatic, studio. Ar trebui guvernul să ne ajute cu o măsură prin care să se interzică ca cei care fac. Ia, s-au dus comentariul și nu știu cum îl văd la noi. Asta cu propunere în legătură cu tot ce ține. Da. Adică sunt. Guvernul să ne ajute cu o măsură prin care se interzică ca cei care fac foto-video la o colonie civilă să nu poată să facă fără a avea diplomă. Adică, da, ai înțeles. Știi că, probabil că știi, și mulți știu, în anumite țări din Uniunea Europeană e nevoie de o calificare pentru a fotografia nunți și botezuri și alte lucruri. De ce spun asta? Pentru că au fost români care s-au lovit de necesitatea asta, s-au dus pe acolo și a Da. venit un care a întrebat de Bine, calificare. nu ai nevoie, nu te bagă în seamă, că tu poți să faci fotografii unde vrei, dar nu prinzi Prea e niciun legal. job. Nu prea e legal. Nu prea e Să legal. trecem peste partea asta, să zicem că unii reușesc, dar nu, n-ai cum, că altă mentalitate o au oamenii acolo. Neamțul să uită, da, la hârtiuță și austriacul. Asta e un lucru bun pentru că, pe de o parte, înveți la școala aia, chiar se învață. Nu e făcută doar pentru hârtie, cum e majoritatea școlii românești astăzi. Doi la mână, trebuie să te hotărăști serios dacă asta vrei să faci, pentru că investești vreo 3 ani de zile sau 2 ani de zile în educație, da? Și nu te apuci ducându-te la F64, luându-ți o cameră, ci stai 3 ani. No. Da. Și trei la mână, micșorându-se numărul celor care apucă pe drumul ăsta, nu se ajunge la o saturare a pieței, așa cum cred că s-a ajuns în România. Și pentru că educația a fost foarte accesibilă, lucru la care am contribuit din plin și mă simt vinovat, de asta nu mă simt vinovat, am făcut ce am crezut mai bine, dar s-a ajuns la un număr foarte mare de furnizori de servicii. În condițiile în care, uite, anii ăștia, numărul de clienți o să scadă. Da. Că, nu datorită restaurantelor închise, nu datorită epidemiei de coronavirus, ci datorită lipsei banilor care va urma în perioada următoare. Pentru cei care sunt mai tinere în breaslă, după 2008 până în 2010-11, nu a fost grozav. Deloc. Da. Să Așa e. ajunsese la un sfert din numărul de nunți față de anii anteriori. Nu, no, trageți concluzia. În condiție, și se spune des între prietenii și cunoscuții mei din piață, că există o aglomerare din ce în ce mai mare de furnizori și un număr din ce în ce mai mic de clienți. Cum ne scoatem cămașa, eu fac udbi și jmo. Okay? Nu. No. Da, nu o să fie niciodată o rețetă care să funcționeze să, nici pe piață, nici dacă ar fi diplomi și să fie autorizați 100%, tot o să apară alte probleme și tot așa. Adică nu o să fie niciodată liniște și pace, depinde cum privești situația, știi? Da, bineînțeles, Clienți o mai să zice. fie...
Emil zice că o să apară cei care dau diplome la 100 de lei. Normal că în România Da. o să dăm diplome la 100 de lei când îi dăm doctorate la Da. 10.000 de lei. Adică nu e o problemă. Exact. Da. Zim de Shootless, cum a apărut? Cum o, ești principalul vinovat sau nu, la de Shootless retras din tot ce înseamnă fotografie și nu mai marketez, nu mă mai vând ca fotograf. Intenția mea e de a nu mai avea comenzi. Mai sunt comenzile în derulare care nu au fost primite anul trecut, anii trecuți, dar nu sunt multe și mă bucur că nu sunt multe. Shootless e continuat de Marius Agrigoroae, care mi-a fost partener mulți ani de zile la Iași cu Paul Pădurariu și fac o echipă bună acolo. Îmi pare rău că nu le-a ieșit. Le-a ieșit, dar nu a fost să fie să fie. Finalitatea. Este unul din momentele astea educaționale din România care se mulțesc și sunt bune. Toate au diverse, eu știu, accente bune. Unul e mai sofisticat, altul e mai aproape și mai ieftin, mai accesibil. Unul e în dreapta țării, altul e în stânga țării. Adică sunt. Nu Ce crezi că riscăm să ajungem și aici la o se saturare canibalizează din... un pic, da? Se canibalizează pentru că și banul buzunarul omului, cu toate că participarea nu mai e scumpă, banul e limitat și timpul e limitat, să te duci în colțurile țării Timpul cazat. mai mult, cred că. Da. Și banul, omule, și banul. Da, și banul, da. Și banul. Când ai doi copii acasă, soția e mai pretențioasă, tu ești mai pretențios, câte nu-ți poți să faci, tot nu-ți ajung banii și te mai cere și ăla 10 milioane cu cazare, drum, transport și mai te supără și ficatul când te întorci, e un efort. Efort, da, e garantat. Da, Ana. Prin afară ai fost? Ai avut ocazia să te duci pe la genul ăsta de conferințe? Nu am fost la Fearless, deși am auzit numai lucruri foarte, foarte bune despre conferințele lor și am cunoscut din speakerii lor și oameni de top. Chiar am avut bucuria să-i intervievez în România. Ei m-au invitat, Irena Groza de la Cromatica, știu că atunci a facilitat pentru wedding staff interviuri și am cunoscut niște oameni, în primul rând, foarte inteligenți. În al doilea rând, foarte bun fotograf pentru că erau foarte inteligenți. Crezi că are legătură strânsă treaba asta? Și în al treilea rând, foarte bun fotograf pentru că au muncit foarte mult, cu foarte multă inteligență. Da, da. Și normal că au ajuns primii sus. Acum, știi cum e, munca nu suplinește orice, bunăvoința nu suplinește orice, îți mai trebuie și un bagaj pe care, dacă nu l-ai acumulat la momentul potrivit, și de ce să nu ne ascunde după deget și o dotare genetică, adică hai să nu fim politically correct. Dotarea genetică, te referi la inteligență sau la talent? Mă refer, eu nu cred că în fotografie există talent, cred că există sensibilitate la frumos. Și bine, talent e un cuvânt general. Na. Da. Cred că există sensibilitate, adică o detectare mai rapidă a ceea ce este frumos, a ceea ce este estetic la un nivel mai ridicat. Femeile au simțul ăsta mai dezvoltat decât bărbații. Și cred că inteligența te ajută să-ți canalizezi energia mai bine într-o direcție anume, să faci un marketing mai bun, să te vinzi mai bine, să știi ce merge și ce nu mai bine. E fain să fii deștept în lumea de astăzi și în toată lumea trecută a fost. Adică oamenii deștepți conduc. Dacă și muncitori, clar. E și mai bine. Succesul da. E garantat. Nu? Da. Și deșteptăciunea se capătă exersându-ți de mic mușchiulețul de deasupra. Că e un mușchi mai mare, că e cum te-a născut mama, da, dacă îl exersezi, ai premise să o duci bine. Mai bine decât altul. Așa este. Dar românul s-a obișnuit, știi cum, adică știi cum, normal că știi cum, s-a obișnuit cu... Odată cu, nu românul în general, nu pun nicio etichetă, nu, dar sunt mulți oameni care cred că succesul s-atinge șmecherind. Da. Sunt mulți oameni care cred că ăia care au succes au avut noroc. Da.
Sunt mulți oameni care sunt dispuși să muncească mult mai mult când pleacă peste granițe decât când stau în România. Și nu, toate se trag de la neexersarea creierului, pe bune. Adică nu o mai dăm după deget și nu mă simt prea deștept, nici pe departe, dar mă uit în jur câteodată și... La asta se rezumă la urmă urmii, să știi. No, de-aia copiii la școală nu împingi din spate, dar școala contează, pentru că și zidar, dacă ești ăla deștept, e angajat mai des, câștigă mai bine, muncește mai ușor. Ăla care nu a fost la școală, muncește cu cârca, moare mai repede, se îmbolnăvește mai ușor și bea. Da, adică, dar asta e problema pun la noi. Chete, știu că pun, dar... A, nu contează. Cred că asta e problema, că deșteptul e confundat cu șmecheria la noi, știi, asta e. Da, no, no. Fiecare nu știu de unde a plecat, dar să vedem unde se ajunge, știi. Eu prefer oricând, dar eu sunt eu prefer oricând să pun un căpșor sărăcuț pe pernă, dar liniștit că am făcut tot ce ține de mine, decât să îmbârie BMW-ul seria 7 în fața blocului și când... Mă uit ce lasă în urma mea, în afară de BMW-ul la care ruginește, nu prea am lăsat. Și ei consideră că au făcut tot ce le-a stat în putere ca să facă aia, nu știu, să... Fiecare cu țelul lui în viață, e adevărat. Da. E adevărat. Daniel, hai să luăm niște întrebări, nu? Da, acum, oameni buni, puteți, au mai zis oamenii așa, au mai vorbit pe aici, dar nu sunt neapărat întrebări. Dacă aveți întrebări pentru Daniel, acum e momentul. Prima întrebare de la început, cred că a fost picând pătrățele. Nu știu, sper să se mai întâmple, nu bag mâna în foc. Da. Da, și fără flame-uri, guys, că nu, sunt păreri și păreri și trebuie rostite fără aroganță. Dacă sunt rostite cu aroganță din partea mea, mea culpa, dar lăsați piața să-și vadă de... Duceți-vă la voi acasă, faceți-vă planul vostru și vedeți-vă de viața voastră. Și nu, să nu credeți că vă afectează cei din jur. Vă afectează la căpșor dacă sunteți atenți la ceea ce fac ei. Dacă cei din jur care merg foarte ieftin ar fi afectat piața, n-ar mai fi existat atâția și atâția oameni care câștigă 1000 și ceva la eveniment, 2000 la eveniment. Da? Și ei ar fi fost afectați. Pe voi de ce vă afectează? Nu. Lăsați pe alții să meargă cum vor, vedeți-vă de drumul vostru, închideți ochișorii. Nu vă uitați nici la stânga, nici la dreapta, îmbrățișați-vă, discutați despre fotografii, lăsați discuțiile în contradictoriu, aiurea. No. Uite, întreabă tot Roman, de ce și de unde pătrățele? De unde vine numele? Pentru că brandul meu de fotografie se numește The Square și majoritatea fotografiilor pe care le gândesc, fac, vizorul meu stă pătrat pe mirrorless. Pe blog sunt postate pătrate, evident că la client ajung majoritatea 4x3, că așa fotografează Olympus, PNF. Da, și ce gogoși aveam la pătrățele, e adevărat. Ce gogoși? Mâncați gogoși? Că asta nu mai știu, n-am da, personal. Direct, aproape la fiecare emisiune face mama și te gogoși de noi, adevărat. Da, 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 da. Bă, terminați cu lăsați lumea să vadă de ale lor și vedeți-vă de ale voastre, nu ci vă ce undăniți, serios. Două, uite, întreabă Fabian, stai, unde mai poate să găsească episoadele de la... Episoadele se găsesc, am dat publish din nou la pagina cu, cred că 3 săptămâni, 4 săptămâni, tot așa rugat, de ce nu lași? Au fost unpublished pagina de pătrățele și site-ul se numește radio.thesquare.photo. Au fost unpublished pentru că erau foarte multe mesaje, întrebări, cereri de ajutor, de lămuriri, de nu știu ce, și nu mai aveam timp să răspund la ele, nu mai avem energie să răspund la ele și am zis, decât să fiu nesimțit să nu răspund, mai bine dau unpublished. Dar cu curaj și am publicat-o din nou. Toate sunt acolo. Uite, te întreabă Paul. Da. Că tot avem timp, ne spui și nouă, două, trei cărți, se pune în căpșor la muncă? Păi, o carte, uite, iar fac reclamă, probabil. O carte e asta.
E o carte pe care am scris-o cu toată inima, toată energia și din câte cunosc, e singura carte românească de fotografie de nuntă, dacă greșesc, corectați-mă. Dar nu asta e valoarea ei. Valoarea este că e atât de cinstită încât nu vă recomand să faceți nimic din ce a scris în cartea aia să faceți. Dar măcar gândiți-vă la ele. Carte de... No, după cum merg lucrurile în ultima perioadă, o carte bună de fotografie sau o carte bună să evoluați în fotografie este asta. Și vorbesc serios, nu mi-aș permite să iau un derizoriu titlul acestei cărți. E o carte care te învață că a fi om este complicat rău și a fi fotograf este teribil de simplu. E o carte care te învață să ai ca scop nu propășirea ta individuală, ci a celor din jurul tău. Adică să le fie bine lor, că dacă lor le e bine, îți va fi și ție, sună... No. Eu m-am săturat vasea de dezvoltarea personală pe care o aud prea slăvită de vreo 10-15 ani încoace, de workshop-urile de dezvoltare personală, pentru că toată dezvoltarea asta personală e mereu despre tine, tu, să-ți fie bine, să fii fericit, să gândești pozitiv, dar ce are să gândești negativ? Adică nu pot să fiu trist, nu mai pot să fiu râd, adică n-ai voie. Dar e patologic să fii tot timpul pozitiv, că viața... Cine zice că viața trebuie să fie grea și trebuie să fii fericit tot timpul? Da, așa ne-am născut. Nu. Ne-am născut să ne fie greu, ne e ușor în ultimii ani și uităm foarte repede că realitatea lumii în care trăim e cu totul alta decât în țărișoara asta și uite că timpurile astea s-ar putea să ne aducă aminte. Că da, în alte locuri oamenii trăiesc cu mult mai greu și noi suntem extrem de norocoși. Cu toate astea găsim timp și energie să ne certăm noi între noi că ăla ia 300 lei și ăla ia 500 lei. Aha. Asta e rezultatul timpului liber pe care nu-l fructificăm, mă bag și pe mine nu ala asta, că de multe ori am fost, da. Nu-l fructificăm cum trebuie, știi? Că dacă... Ce bea acolo? Ce ai? Ceai. Mi-au pus Renu niște ceai și mă uitam acolo la cană să nu fie murdar fundul, nu-i murdar, e veche, cana și ciobitor. Ceai de tei cu multă. Oamenii se ciundănesc acolo. Nu mai discutați între voi, că așteptăm întrebări. Daniel, zi-ne niște planuri de viitor, de aici încolo. Care o să fie viața ta? Fotografia o să mai... fac pentru bucuria mea și recunosc că de când mi-am luat telefonul pe care îl folosesc acum, e Huawei ăsta pe 30 Pro, nu prea văd de ce aș căra după mine vreo cameră foto, dar altfel spus, Olympus-ul meu PNF cu care am lucrat în ultimii 3 ani și 3 ani, s-au făcut 3 ani jumate, e minunat și la fel de mic. Planuri de viitor, uite, a scris Renu aici, dar nu cred că se vede. Succes, zâmbește, te iubesc. Da. Cunoști vreun plan mai bun ca ăsta? Nu. Adevărul e că nu. Da. Succesul e ceva efemer, în sensul în care bănuți să trăiești frumușel. Nu-s greu de făcut, dacă ești cât de cât cumpătat și îți vezi de treaba ta și ești serios, oamenii simt și la un moment dat îți recunosc cererea ta de a le da niște, de a-ți da niște bani. Adică vezi-ți de trebușoara ta acolo suficient de mult timp, nu se întâmplă mâine, să nu se întâmplă poi mâine. Am început Woodby acum, nu? Ne vedem de trebușoara noastră. Nu o să ne îmbogățim niciodată patru mâini făcând niște, confecționând niște lucruri din lemn, că nu sunt nici scumpe și nu putem face 1000 pe zi, dar îți găsești bucurie în timpul petrecut împreună, în faptul că lași în casă la oamenilor un lucru care ți-e drag și ție și îți face plăcere să-l confecționezi, că îți chiar meriți banii, cinstit, adică muncești la o chestie din aia câteva ore și în fotografie se fac banii foarte ușor. Și în videografie, Vasea. Cinstit? Da. Când eram nu, eu nu foarte ușor, mai ușor decât în unele domenii. Da, nu. Categoric e mai... ușor să fii ministru al sănătății. Da. Așa.
Da, trebuie să renunț la o bună bucată de suflet, dar în același timp au fost perioade în care îmi doream ca mama să nu știe câți bani câștig pe lună, că mi s-ar fi făcut rușine dacă mă întreba ce, dar ce faci cu banii ăștia? Da. Da, știu ce zici. Da. Și atunci n-ar fi, să fim un pic mai umili, așa, mai un pic, cât putem, un pic mai umili, să zicem să rămână, mulțumim că uite ne-am trezit, că suntem sănătoși, că avem părinții lângă noi, sau soția, sau copiii, sau prietena, sau ce avem noi în preajmă. Ăsta e planul meu. Știi? Să fiu recunoscător, să-mi văd de fiecare zi la rândul ei și no, ce-o fi să fie, nu cred că ne e sub putere așa cum credem noi. Gândirea asta cred că o prins un pic după normal. O experiență de viață. Nu? Normal, și am avut o viață ușoară, frumoasă. Nu neapărat că trebuie să treci prin foc și pară, pur și simplu, experiența de viață. Da. La un moment dat înțelegi cam cu ce vrei să te mulțumești și cu ce, de ce ai nevoie, știi, de necesități. Da, e ca la workshop-uri, adică vine unul de 50 de ani și îți explică cum stă treaba în fotografie, realmente cum stă treaba. Da. Și tu ai 25 de ani și te uiți la ea și zici, no, fac ca tine, no, de ce să fac ca tine, fac ca mine. Știi? Și trei cani și ajungi la vorba lui. La fel e și cu treaba asta. Vine unul și spune așa și nu, no, trebuie să treacă viața peste tine ca să te convingi, dar nu mai bine înveți din prima, că e mai ușor. De, cred că trebuie să ieși dintr-o parte și din alta, știi? Să da. Și înveți pe pielea ta și să îți mai aduci aminte și de ce a spus altul mai trecut prin viață, știi? No, lecția, cred că așa se formează omul. Lecția numărul unu e că nu decidem noi, hai să nu zic totul, dar nu decidem decât o mică parte din ce ni se întâmplă. E doar iluzie creată așa de media, de filozofiile moderne că noi suntem motorul. Nu suntem. Se vede. No. Uitați-vă. Depinde la ce nivel vrei să te gândești. Știi? Adică dacă cât o fi în dreapta spre Italia, în dreapta mea cu cum stau. Și uitați-vă că nu noi decidem. Da, da. La nivel nici mare, măcar, nu. Nici măcar bat în lemn, nici măcar unde ne îngropăm și cum ne îngropăm părinții. Da? Mm-hmm. Se vede. Și atunci, da, calmați-vă și luați fiecare zi pe rând și mai cu recunoștință că lucrurile merg cum o să meargă și să ne bucurăm că e așa și nu-i mai rău. Eu nu zic să fim pesimiști, eu zic să iubim tot ce mișcă și să suntem și să ne vedem de treabă și avem cea mai tare meserie, fotograf de nuntă. Să te duci, să chefuiești, să mănânci, să bei, să te amuzi, să faci și fotografie că-ți place și să fii și plătit pentru asta. No. Așa-i. Da. Da. Unde vrei să ajungi tu, Vasea, cu podcastul? De nu ce știu. Te-a întrebat cineva? Da, m-a întrebat. Chiar m-au întrebat și cei de la F64 acum, știi? Că urmează să facă ei un articol ceva despre chestia asta. Și am zis, nu-i calculat, nu-i gândit, nu sunt niște pași pe care m-am gândit acum 5 ani să-i urmez, dar i-am zis că, și cum zic și la mulți oameni care se uită, știi, că așteaptă tot felul de chestii tehnice și să învățăm lucruri. Și am zis, băi, mie îmi plac oamenii în primul rând și eu vreau să le aflu poveștile, vreau să aflu despre oameni, despre viața lor, știi. Ca drept dovadă, acum ceva timp am avut și un proiect care se cheamă Văd Oameni, care are vreo 20 de episoade și fiecare episod din proiectul ăsta e despre câte un om și meseria lui care o avea în momentul ăla, știi? Și cred că vrut nevrut am ajuns, uite, și la partea asta de podcast, care la început a fost o provocare, știi? De, băi, hai să văd dacă pot să o fac, dacă mă simt confortabil să vorbesc cu o cameră în primul rând. Am trecut peste etapele astea și mi-am dat seama că asta vreau să aflu de la oameni, știi? Și bineînțeles nișat pe foto-video pentru că na, asta într-o oarecare măsură mă pricep și unde vreau să ajung, nu știu, vreau să aflu cât mai multe povești și cât mai multe experiențe ale oamenilor atât cât o să-mi permită timpul, știi? Și mulțumesc F64 că susține podcastul ăsta pentru că te și responsabilizează într-o oarecare măsură că Știi și tu foarte bine, poți să-ți baci picioarele în orice moment și să... Exact. Să-ți vezi de alte chestii, știi? Să știi, 130, adică F64, da, te responsabilizează prin sponsorizare, dar 130 ceva, 140, 150, 100, 53 perechi de ochi
care sorb cuvintele spuse aici, sunt prețioase și trebuie respectate. Adică nu, toată admirația pentru oamenii care își caută îmbogățire, știi, pe orice cale. Exact. E un efort. Și pentru ei să stea cu ochii aici și să asculte uneori prostii, alteori lucruri mai puțin înțelepte, uneori câte o idee care le folosește, că așa se întâmplă, uneori. Nu. Ideea este să oamenii trebuie să comunice, trebuie să vorbească între ei sau să asculte, sau așa, că așa funcționează lucrurile. Dacă nu, asta e aroganța, fără aroganță. Ne închidem într-o bulă și știm numai noi, o să, na, ne asumăm, știi? Adică, băi, n-ai vrut să faci asta, asumă-ți. Uite, da. Pune Silviu o întrebare faină, dacă ai putea să schimbi ceva din trecutul carierei tale, ce ar fi? Silviu, cariera ai mult spus. De ce? Pentru că nu prea îmi place ideea că am fost carierist. N-am fost, n-am urmărit niciodată succesul, dar l-am avut. Au fost perioade în care erau clienți cât nu puteam duce, au fost perioade în care n-au fost clienți cât aș fi vrut să duc, au fost perioade în care câștigam mulți bani, au fost perioade în care am câștigat mai puțin. Dar ce ar fi să schimb? Nu, aș putea să cred că, nu cred că aș vrea să schimb ceva, cred că tot o curs așa cum a fost, mi-a fost tare bine în drumul ăsta în fotografie, tare, tare bine. Am cunoscut oameni extraordinari și nu mă refer aici numai la fotografi, videografi, dar și la ei. Am cunoscut oameni de o ținută culturală imens, am cunoscut politicieni de o parșivenie imens, am cunoscut toate tipurile de oameni pe care altfel ar fi fost mai greu să le cunosc și n-aș schimba, poate aș fi, m-aș fi implicat mai mult în educație, poate mai devreme, dar nici n-aș fi avut curaj. M-am implicat undeva în 2000. Și când Dumnezeu a venit Cristian Paraschiv la mine cu Wedding Staff, no, și făcusem eu un workshop despre care am zis că a fost primul workshop de fotografie cu aroganță teribilă, deci au venit niște colegi de breaslă care erau peste mine la workshop, știi? Și no, am avut o țără de tupeu, recunosc, și recunoștință după aia, pentru că am învățat împreună în vreo două zile multe lucruri. Ce aș schimba? Aș schimba, v-aș schimba pe voi în niște oameni mai simpatici, mai atenți unul cu altul, mai puțin fricoși că fură cineva secretul succesului. N-aveți niciun secret al succesului decât voi. Da? Voi sunteți, voi ce puteți face și gândi voi, ăla-i drumul vostru. Nu are nimeni altă rețetă. Poți să înveți poziție, lumină, poți să înveți să te vinzi, poți să înveți multe lucruri, dar tu ești drumul tău, nimeni altcineva. Și vedeți-vă de treaba voastră. Pe voi v-aș schimba să fiți mai optimiști și mai puțin certăreți. Da, și eu aștept momentul ăla, da. Mai bun. Uite, în același timp te întreabă Popa Andrei, care ține tot întrebarea trecută. Dacă ai fi din nou la început, ai mai face fotografie sau ai dori să activezi? Asta e răspunsul? Nu, n-am răspuns. Nu, ce-aș schimba, am încercat să răspund. Așa, ce-ai schimbat? Acum, ți-ai fi dorit să faci altceva? Nu, pentru că, Andrei, gândește-te că meseria noastră îți permite să lași moștenire, o bucățică din tine, fără niciun fel de cuvinte mari aici, realmente, în casele oamenilor, tu lași niște lucruri foarte importante. Da. Câte meserii îți permit să faci treaba asta? No. Și dentistul, lasă o coroană, durează 3-4 ani, eventual o placă durează mai mult, 5-6 ani că e făcut. Dar știi ce zic? Adică nu e, e o muncă importantă, social vorbind, de foarte importantă, niște momente în care oamenii sunt extrem de vulnerabili și te primesc în mijlocul lor cu foarte mare încredere. Câte da. Alte meserii așa faine sunt? Te mai și plătesc bine, adică. Așa este. Sincer, așa adică, e asta cu primitul, da, mi se pare foarte și sincer. 1000 de lei, hai să zicem, 1000 de lei fotografie, da? Un preț care este ușor de luat oriunde ai fi în țara asta și la un, chiar și ca începător, da? 1000 de lei, da? Da. Nu-i greu de luat 1000 de lei. Sincer, nu, aici în Piatra Neamț să merge și mai ieftin. Dar 1000 de lei pentru a merge
12 ore, 14 ore, atent, încordat, cu investiție în scule, cu nu știu ce, pe care te duci acasă și dacă nu ești plecat de pe lumea asta, în 8 ore ai terminat materialul ăla, că n-ai ce să-i faci decât l-ai făcut strențe și vrei să-l recreezi în Photoshop, da? Da. Deci ai 12 cu 8, hai nu să zic, 24, 30 de ore de muncă pentru 1000 de lei, no. Câte meserii? Câte alte meserii îți permit să câștigi 1000 de lei în 30 de ore? Au 30 de ore săptămână de lucru, da? Câte alte meserii îți dau Cred că 1000 le de numeri pe degete, dacă ar fi, nu știm lei? Fără exact. școală, cine știe ce școală, da? Fără 7 ani de rezidențiat, fără la la la. Câte alte meserii? E bine, oameni buni. Dar nu mai zi dacă e 1000 de euro. E și mai bine. E mai bine. E mai Cer mult zic că nu mai bine. merită. Nu zic că nu merităm, dar eu zic să fim Asta recunoscători. da. În etapa noastră, a vieții noastre, în momentul în care suntem, e bine oricum ar fi, e bine. E bine. Uite, te întreabă Chromatic Studio, cum ai gestionat situațiile în care ai câștigat mulți bani, ce ai făcut, ce ai investit în echipamente, în tine sau în educația fotografică, știi? A fost o perioadă în care am cumpărat foarte multe instrumente. Recunosc că n-am cumpărat niciodată aiurea. Adică am avut tot timpul două camere bune. Una de backup și una principală. Am avut rând pe rând lentile scumpuțe. Totdeauna am folosit lentile au scumpe. Eram tot cu Doru Iacovescu și ne număram, nu ouăle, ne număram sculele într-o seară și am constatat că suntem plecați de pe planeta asta. Pentru că fiecare avea în geantă vreo 10.000 de dolari la vremea respectivă și nu-i normal. Sau o fi normal, nu știu. Nu, fiecare cum crede, dar eu cred că mai bine bag din 10.000, 6-7.000 în vacanță, căpșorul meu, poate ajut pe cineva, că acum merg la eveniment cu Olympus PNF, cu Nikon DF ca backup, cu trei lentile și nu cred că nu cred că în geantă depășesc 4.000 de euro, 4.500 cu un flash și cu, adică investiția în scule a fost o greșeală pe care am făcut-o la presiunea exemplelor. Da, mulți fac Aș asta. alege, aș alege mai înțelept. Și asta a fost poate o chestie pe care aș schimba-o dar care era întrebarea că am uitat? Nu Păi mai. na, când ai câștigat bani, în ce ai băgat banii? În Așa, deci, echipamente, în tine acum am sau în băgat bani. educație fotografică? În rest, am clădit o căsuță, am clădit doi copii, mi-am clădit o viață decentă și mulțumesc Dumnezeu, nu, a fost extraordinar de bine din fotografie. La fel cum înainte de fotografie a fost din sociologie, la fel ca cum acum o să fie din UDBI și ISHMO, dar Dumnezeu să fie bine, nu. Paul Pădurariu zice, acum e greluț cu optimismul. Nu e Da, greu, Paul. Ciobanul Vlad zice, salut F64, salut F64, că spunea, Cosmin spunea că cu siguranță un viewer din cei 131 acum e cineva de la F64 pentru că e primul episod sponsorizat. O fi, salut F64. Da, Florine, vorbesc ardelenește pentru că Renu e în casă zi de zi alături de mine, oră de oră și ardeleancă și de când sunt mic am avut o maleabilitate așa fără să-mi dau seama. Culmea e că mie îmi place vorba moldovenească mult de tot și nu mă pot reobișnui să o vorbesc, nu știu de ce. Moldovenește sau ardelenește? Deci, eu am un accent ardelenesc oarecum, nu știu cât de bun, prost și nu-mi propun să-l Da, am. nu. Eu cel Păi, puțin nu mi-am dat seama. da, iubita mea e ardeleancă și din cauza asta da, eu fiind moldovean din Piatra Neamț, trebuie să vorbesc moldovenește, dar trei, Eh, 20 lasă că de ani. vorbesc eu moldovenește, completez eu Așa. Da, că e frumos graiul moldovenesc, și el pachet. ardelenesc, toate sunt faine, da. Acum. Omule, e târziu. Da. Hai, Îți să încheiem mulțumesc. aici. No, îți mulțumesc, te îmbrățișez pentru timpul tău și pentru energia asta cheltuită Îți și mulțumesc și eu. sper să îți găsești bucurie din bucuria celor care te urmăresc și Măcrina, te salutăm. Uite, F64 aici. Da, Măcrina, deci Măcrina mi-amintește Sabina, deci niște ființe care au energie
știu că e finită, dar pare că o au infinită, e peste tot ca argintul viu și Măcrina, sper să te țin așa mult timp, bravo ție. Da, e un sufletel bun acolo, F64, ca mulți alți oameni de acolo. Salut, Alex! Nu, no, vreo șansă, dar ce revenire, nu, aici la vase, nicio revenire. No. Vase, băi, bravo, na, ai văzut ce vrea lumea. Da, bravo, ție, țin pumnii strânși să îți meargă, să te bucure astfel încât să ai motivație mereu să fii, să fii aici. Momentan nu am. Să vedem cât mă ține și cât pot să fac chestia asta. Mersi mult, Daniel, și te salut și să ne auzim cu bine. Mulțumesc și mulțumesc și vouă că v-ați uitat și sper că ați rămas cu o idee bună și sper că reveniți aici pentru că e bine să fiți împreună. Hai, la revedere. Noapte bună. Pa, pa. Noapte bună. Pa. Da, oameni buni. Același Daniel Chindea pe care îl știm. Am zis, mi s-a făcut un pic pielea de găină când am auzit vocea, știi? Că n-ai cum să nu te fie obișnuit cu Radio Pătrățele. Na, uite, lumea cere, sper că o să aibă o revenire în online cu Radio Pătrățele. Bun, cam asta a fost pe astăzi. Vă urez să vă țineți tare în continuare, cu statul acasă. Sper să facă toată lumea chestia asta, să stea acasă, să fim responsabili. Și să ne auzim pe săptămâna viitoare. Nu știu dacă mai am un plan să fac și spre sfârșitul săptămânii, dar încă nu știu sigur. Dacă nu, ne auzim pe săptămâna viitoare, marți, cu familia Dumbravă. O să aibă și ei multe chestii de povestit. I-ați mai văzut și la Ștefan Mirea, dar vreau să-i invit și la mine pentru că trebuie să am eu contact verbal cu ei. Cam asta e. V-am salutat și să ne auzim cu bine. Mulțumesc F64 pentru sponsorizare. Ne vedem data viitoare. Pa!